Perioada însăși de 70 de săptămâni nu constituia o dificultate, întrucât era obișnuit cu principiul profetic o zi egal una. Astfel, înmulțind 70 de săptămâni cu 7, câte zile numără o săptămână, au ajuns la 490 de ani ca perioada de așteptare a lui Mesia, fiind perioada de har acordată lui Israel. Problema însă era când începe numărătoarea celor 490 de ani. Reperul dat de Gabriel era data poruncii pentru rezidirea Ierusalimului. Or, în privința aceasta, nu exista consens. O seamă de teologi ai epocii moderne, începând cu Johann Funk, 1558, și culminând cu părintele fizicii Isaac Newton, 1722, după cercetări riguroase ale cronologiei regilor persani, au identificat cu maximă acuratețe data decretului pentru rezidirea Ierusalimului emis de regele Artaxerxes Longimanus, și anume anul 457 înainte de Hristos.